Patrick, și mâine vii iarăși în cazul în care mai vezi un TikTok, ce faci? Tași din gură? Bă, consider că nu vor mai fi situații. Clar nu vom tăcea, dar consider asta că dacă ea a coborât armele jos, toți care suntem în acest conflict, cred că vom lăsa armele jos cumva. Robi, tu ai ceva de spus, că și tu ești în conflictul acesta. Nu, eu n-am nimic de spus. În primul rând, să reglați tensiunea de la voi din casă. De acolo începe tot. Eu, în primul rând, cu chestii din online n-am venit. Puteți să puneți ce vreți pe TikTok-urile voastre. Eu nu mă las influența și nici nu mă uit, ca să vă zic. Ce s-a întâmplat ieri în casa fetelor a fost la nervi. S-a enervat Sebastian, după m-am enervat și eu. Se spun chestii la nervi. A spus el, am spus și eu. Probabil și Robert a acționat cumva greșit. Eu nu, am trecut peste. Nu... Și eu vreau. I-am reproșat absolut nimic. La vestiare am dat mâna la mână. Pare rău față de acțiunile pe care le-am avut vis-a-vis de Robi și am înțeles că v-am speriat sau că v-a speriat. Da. Am făcut-o într-un mod intenționat și îmi pare rău încă o dată. Sebastian a greșit o singură chestie din punctul meu de vedere. Că nu știa, pe ce se ceartă. Atâta tot. Exact. El a venit supărat, dar nu știa ce s-a discutat în casă. Atât, în rest nu știu. El a văzut-o pe ea supărată și a prins coborând pe scări. Am înțeles, dar eu am vorbit despre asta și ea, văzându-l pe el că se aprinde, putea să zică, stai puțin, lasă-mă să mă liniștesc, că n-a fost nimic grav. Și omul se liniștea, dar atâta timp cât el cerea explicații și ea nu îi le dădea, probabil s-a gândit, bă, poate o fi înjurat, eu făcut ăsta ceva pe aici de nu spune. Chiar la asta m-am gândit. Vreau să știu ce... Înțelegi? Și asta a fost. Dar fiecare acționează cum face. Mie, personal, nu-mi place modul tău de a aborda situațiile. Roberta, e problema ta, e viața ta, faci cum vrei. Pot să zic că un bărbat serios și care caută seriozitate nu caută așa ceva la o femeie niciodată. Tu ești genul de femeie care dacă se uită un băiat la tine la o petrecere, se duce și îi spune și Sebastian se duce și îl bate sau se ceartă și tu nu aplanezi absolut deloc situația. N-are nicio treabă ceea ce spui tu acum. Exact așa este. Așa ai procedat tu. N-are nicio treabă ce spui tu acum. Așa s-a întâmplat. N-are nicio treabă. Pentru că eu nu m-am dus la Sebastian să-i spun absolut nimic. Nu mi-a zis nimic, frate, de rău. Altceva voiam să zic. Dar nu ai aplanat. Femeia nu a aplanat absolut deloc. În afară de asta. Dar voi practic ați crezut că ea m-a luat pe mine în grădină? Nu. M-a rău de rog. Nu am venit și am reacționat așa. E vorba de asta. Femeia nu a aplanat. Deci noi ne certam și ea, în loc să, băi Sebastian, stai puțin că n-a fost nimic grav, nu, ea a venit și a sărit și ea în capul meu. Și automat că te enervezi și tu, clar că... Eu nu am venit din grădină să sar în capul tău, am venit în momentul în care erați unul lângă altul. Da, așa s-a întâmplat în momentul când eram unul lângă altul. Și n-ai încercat să-i despart sau pe Sebastian, te certai în continuare cu Robi. Nu m-am certat cu Robi, Virginia îmi spunea în continuu, tu ai făcut că ai exagerat și am spus, pe ea țipa la mine și tu mi-ai spus... Tu îmi spuneai că eu am exagerat. Nu vorbești fără... Erai lângă mine, Virginia, și îmi spuneai treaba asta. Bine, nu. Ascultați-mă, okay, nu înțeleg, e aici. Eu înțeleg că Virginia ți-a apărarea. Înțeleg dar că... Dar nu am luat lui Robi apărarea. Mi-a nimeni apărarea, suntem de aceeași părere și eu și Virginia și restul... Oamenii care au fost. Acum iar sunt toți împotriva ta, scuză-ne. Nu, oamenii din conflict. Tu din prima, când te-ai dus în grădină cu Sebastian și el te-a întrebat ce ai, puteai să spui, bă, uite, doar mi-a zis Robi și m-a deranjat tonul, atât, dar tu l-ai lăsat, cine știe ce și-a imaginat omul și tu n-ai, când ai văzut că se ridică, puteai să-i zici, mă, stai puțin aici să vorbim, că nu s-a întâmplat nimic. Adică ție ți-a plăcut și încă de pe conexiune și cu Patrick. I-ai zis lui Sebastian, uită-te și tu la episoade să vezi cine ți-e drag, se vede că oarecum ca o să bagi Zuzani între băieți. Dacă el se înțelege cu băieții și tu cu noi nu, asta e altceva, ei sunt altfel, ei se ceartă, ei se împacă, nu trebuie să fie discuții și între ei dacă la noi sunt. Da, te-ai ridicat într-adevăr la un moment dat când ai văzut că e toată lumea ridicată, dar nu te-ai ridicat la modul calmați, nu vă mai certați. Tu îi spuneai în continuare, Robi, țipași la mine, te luași de mine și chestia asta gen, fără să vrei, pui paie pe foc. Când a venit lângă Sebastian, lângă ea, dar ce te rățuiești așa la mine, dar ce faci? Exact. Pentru simplu fapt că ideea e că tu nu-i faci rău lui Robi neapărat, tu trebuie să gândești mai întâi la Sebastian, că el poate recurge să facă un gest mai extrem vorbind și nu cred că e ok. Da, tu trebuie să te gândești la nimeni. Cum ți-am zis de la început, Sebastian nu știe ce se întâmplă, se bagă pentru tine și trage pentru tine, îl pui tot timpul în situații urâte, la un moment dat ți-ai cerut scuze și ai zis că da, știu că îl pun, e lângă mine și trebuie să se bage pentru mine, nu o să mai fac, iar ai început să faci. Tu la Sebastian nu te gândești. Tu faci ce vrei, pe mine nu mă interesează, adică certurile între noi acum suntem bine, la modul, na. N-a fost nicio... S-a enervat, m-am enervat, nu ține ură niciunul, nu avem să ne reproșăm absolut nimic. Mie mi-a trecut din vestiar, sincer. În caracter, știam că singura greșeală din punctul de vedere care m-a deranjat,
aia a fost, că n-a știut despre ce e vorba și s-a certat și a zis acolo niște cuvinte aiurea, fără să știe măcar sau să întrebe. Na. Na. Bine, s-au mai zis chestii, am zis și eu și alții probabil la nervi au mai zis niște chestii și trecem cu vederea că suntem... Dar ți-am zis, certurile dintre voi sunt alte. Pe chestii minuscule. Noi ne certăm mai rău, crede-mă, se ajunge să faci chestii destul de... Na. Da. Acum tu stragi singură concluziile și ar trebui să-ți dea un pic de gândit treaba asta. Pui. Ție. Mie? Da, ție. Pentru Robin, că nu e prima dată când Sebastian se bagă pentru greșelile tale. Da, dar eu nu i-am cerut să se bage. Păi chiar, Roberta, poți să gândești puțin mai departe? Adică eu cred că ai un potențial dar și ești, ești mai inteligentă. Lasă-mă să cred că ești mai inteligentă decât cred eu în momentul ăsta. Că nu-i tu i-ai cerut. Omul se bagă pentru că e într-o relație cu tine, Roberta. Ai 24-25 de ani cât ai. Te rog frumos să te ridici la nivelul așteptărilor. Că... Și în... Ok, și ce ai fi vrut să fac eu în momentul ăla? Să aplanez, Roberta, dacă ești o femeie pașnică. În momentul ăla nu știu ce să fac. Roberta, dacă ești o femeie pașnică și vezi pe omul de lângă tine deranjat și iritat și tremura, puteai să-i zici, nu și are locul, stai cu minte că n-a zis nimic. Dacă vrei să vorbim ceva, cheamă-l frumos în grădină. Nu am știut cum să reacționeze așa, nici nu am știut ce vrea să facă. Nu am Roberta, știut Andreea ce ieri, se va întâmpla. Andreea, doamna Andreea, ieri vorbea cu tine. Dar nu mă gândeam în momentul ăla când eram atât de încărcată, nu știam păi ce se va întâmpla. Păi și pe el nu l-ai văzut că era și el nervos pentru că nu primea o explicație. Tu la el nu te-ai gândit, eu să-l văd pe omul ăla lângă mine, ziceam, stai mă puțin și explicam situația. Dar oricum el s-a ridicat, s-a venit spre noi. Eu nu am fost pusă în situații de genul și eu nu am fost învățată să fiu pusă la zid, să fiu conflicte, să fiu încearcă, să dau răspunsul, să... Nu am fost învățată. Ok, nici noi. Eu zic că de către mine, în momentul ăla, de către mine n-ai fost pus absolut deloc la zid. Am zis doar, băi frate, în momentul în care veniți cu chestii care se vorbesc în emisiune. Nu ai spus veniți, ai spus te-ai referit la tine. Nu, la tine, da? Ți-am zis doar atât. Noi suntem băieți, avem o chestie a noastră de, ca să zic, respect, da? Și când se zic niște chestii, probabil... El nu se așteaptă să-i zică Patrick că, bă, dar ăsta nu știe să vorbească. Nu se așteaptă omul că la hotel mâncăm, râdem. Adică ce facem? Stăm la cafea, râdem și okay, pe la spate omul râde mai de mine. Spun și are o părere mai proastă. Bag. Ideea e să aduci mot-a-mo ce s-a spus. Adică nu să interpretezi tu. Fiecare înțelege cum vrea, nu? Adică fiecare înțelege și Roberta, vede lucrurile. Noi înțelegem așa cum spui. Păi așa am spus că așa am înțeles eu. Roberta, la cum ai spus tu, a părut că Patrick și Giulia ar fi râs de faptul că Sebastian nu se exprimă corect. Depinde în felul în care îl spui, pentru că nu e greșit să-i spui partenerului tău, bă, îți discuții de tine, dar uite, o poți face la cafea, să zici, bă, vezi că, uite, eu am văzut niște chestii, am să te rog să te uiți și tu că poate nu e bine pentru tine, vezi în cine ai încredere, vezi de cine zici că ai drag și atunci nu se ducea nicio chestie din asta, dar noi fiind și pe conexiune și tu cumva fiind într-o mini discuție cu noi, tu ai aruncat-o direct ca să avem discuție despre treaba asta. Nu ai aruncat-o ca să-i dea lui un sfat de bine. Nu am deschis eu subiectul, că n-aș fi spus asta. Păi s-a deschis subiectul de TikTok și după care vei tu și ai spus ce ai văzut la televizor. L-a deschis ea și apoi a spus în continuare același lucru despre Sebastian. Da, că nu înțelegeam ce vorbea în momentul ăla. Păi da, vezi, Giulia. De ce l-ai zis de Giulia? Că ea a zis. Dacă tu ai zis că chestia asta voi să faci pentru binele lui Sebastian, tu tocmai ce zisești, că dacă nu deschide altcineva subiectul, n-ai mai fi zis. Atunci înseamnă că nu te-ai gândit la binele lui Sebastian când ai zis-o și de fapt te-ai aruncat-o. Nu aș fi deschis-o pe conexiune, dar aș fi spus-o. În fine. Roberta, tu ieri spuneai după toată discuția cu doamna Andreea că vrei să pleci, da? În continuare îți susții această idee sau ai nevoie de un moment de respiro și vei gândi rațional zilele următoare, poate după gală? Ca să fii înțeleasă mai exact. Sincer, nu știu ce vreau acum. Chiar pentru că starea ta cumva poate influența voturile noastre. Faceți cum simțiți. Ok. Sebastian, ieri cred că ai fost tu de acord cu ea și ai spus că dacă e să plecați, plecați împreună. M-am pronunțat încă de la început că dacă va fi să iasă, eu... Nu mai văd locul aici, m-aș simți în plus. Bateți spre retragere sau în continuare vă doriți să rămâneți aici? Eu știu că el își dorește pentru că îi place experiența. Eu nu sunt o fire care mă pot lăsa atât ușor de bătut, gen, știi? Adică mie îmi place să... Sunt competitiv, gen, știi?
Ea a mai trecut odată prin acea situație și tot la fel, fix în prima sau a doua zi când am intrat, mi-ai zis că vezi că tu știi, nu știi cât o să mai reziști și nu știu ce, nu știu ce. Eu zic că hai să-ți revii. Problema e că da. Doar că da, într-adevăr, la tine sunt prea multe adunate. Ridică mâna, poate te vede. Acum, Robert. Zi repede. Mă bucur că zâmbești. Mă, n-ai cum. E filmul lui, mă lăsați. Hai zi acum. Da, am spus că n-aș mai fi rezistat dacă nu era el, sincer, cred că aș fi plecat. Dar am un motiv în plus pentru care vreau să rămân și știu că își dorește să trăiască experiența asta, cum și eu mi-o doresc, doar că s-au adunat foarte multe, sunt tensiuni. Ideea e că dacă ele vin cu ceva, vin și eu și nu o să se termine niciodată. Și nu pot să stau în tensiunile astea. Ăsta este singurul motiv pentru care eu aș pleca.